Producătorul de robot software este primul startup fondat în țara noastră care a dobândit statutul de unicorn, adică a fost evaluat la peste un miliard de dolari. Totodată este și prima companie românească care s-a listat la bursa din New York. Înființată în anul 2005, firma funcționa cu numai 10 angajați. În urmă cu șase ani a fost înregistrată în statul Delaware, principalele sale birouri fiind la New York. După ce a debutat miercuri la New York Stock Exchange, firma românească a început a doua zi de tranzacționare la Wall Street la prețul de 73,2 dolari per Acțiune, ceea ce ducea evaluarea liderului global în domeniul automatizării robotizate a proceselor la circa 40 de miliarde de dolari. Așa cum era de așteptat, mai mari țări au felicitat în spațiul public reușita românilor. O imagine care va rămâne în istorie. Fondatorii români ai unei companii de miliarde de dolari în centrul financiar al lumii. Listarea la New York este, din punctul meu de vedere, una dintre cele mai importante știri ale acestui an. E o dovadă că munca asiduă, talentul și încrederea în sine pot aduce rezultate uriașe. Îi felicit pe fondatori și sper să nu se oprească aici. Compania a vândut 23,89 de milioane de acțiuni la un preț de 56 de dolari pe acțiune, evaluând afacerea la 29 de miliarde de dolari. Ne dorim ca firmele să nu mai treacă printr-un filtru politic sau administrativ. Fiecare firmă să poată avea oportunitatea de a-și internaționaliza produsele. Ministerul Economiei în multe locuri nu trebuie să fie un conducător al economiei. Claudiu Năsui a subliniat că rolul Ministerului este de a crea un mediu propice pentru investitori.